Îmi amintesc cu drag de zilele de iarnă din copilărie, în special de nopțile în care veneam înghețată de la Sani, cu mucii înghețați, la focul de sobă din casă. Cu toate că acum nu aș mai suporta căldura aia de ți-n muia oasele, deși atunci se simțea cumva magic, sau cel puțin asta e amintirea pe care o am. Uneori ne prindea și ora 12 și noi tot nu ne săturam de dat cu Sania, iar dacă mămaia nu venea să ne caute, noi n-am mai fi dat pe acasă. Și când zic noi, vreau să precizez că numărul copiilor de la Săniuș trecea lejer de 15. Cu toate că anotimpurile sunt întârziate și destul de schimbate acum, eu încă sper la iarna aia din copilărie și încă o aștept la fiecare Crăciun. Și așa cum m-am obișnuit cam fiecare an să mănânc plăcinte cu dovleac făcute de mamaia, în acest video exact asta veți vedea. Și cum majoritatea oamenilor de la țară și nu numai fac mâncarea din ochi, nu vă voi da cantități decât estimative sau deloc. Cum mamaia n-a mai avut răbdare ca orice femeie de la țară, o pregătit făina și o și făcut plămădeala de dinainte. Adică o pus în jur de 50 de grame de drojdie, cu puțină apă caldă, direct în mijlocul făinii și o lăsat-o așa la loc cald până și-a dublat cantitatea, adică un fel de maia. Cantitățile pe care le-au folosit aici sunt cumva duble față de cantitățile pe care le-aș folosi eu, asta pentru că după plăcinte urmează să facă și ceva turte pe plită. Aluatul se face cu făina din ochi, dar puteți folosi în jur de 600 de grame, sare după gust, ulei tot din ochi, deși la aluatul de plăcinte merge ceva mai mult, cumva în jur de 10 linguri. Și întotdeauna mamaia își pregătește o oală plină cu apă caldă. Nu se adaugă neapărat toată apa, ci câte puțin până se formează aluatul și nu se mai prinde de mâini. Dacă devine prea lipicios, se mai adaugă făină. Când se formează aluatul, se mai frământă în jur de 5-10 minute cu mâinile udi, fără a mai adăuga făină. În continuare, se lasă la crescut la loc cald până își va dubla cantitatea. Mamaia niciodată nu-și măsoară timpul de creștere. Pur și simplu așteaptă să-și dubleze cantitatea, între timp ocupându-se de alte treburi prin gospodărie. Acum urmează și umplutura, care va fi formată dintr-un dovleac ras sau jumătate, depinde și de cât de mare îi. Zahăr se adaugă după gustul fiecăruia, plus 3 plicuri de zahăr vanilinat și vreo 3-4 linguri de ulei. Se amestecă și dacă compoziția va mai lăsa zeamă, va trebui stoarsă. Plăcintele le puteți forma cum doriți, fie mai mari, fie mai mici, fie le faceți după cum urmează. La final, plăcintele se ung fie cu un ou bătut, fie cu puțin ulei, însă mamaia a folosit șofran pe toată suprafața plăcintelor și le-a presărat cu susan și mac din belșug. Cam așa face mamaia plăcintele iarna. Mm-hmm.
Hai să degustăm plăcinta cu dovleac. E foarte bufos. Prea bun. Prea ca la țară. Chiar că e foarte ușoară. Nu sunt scumănași.